Începând cu data de 7 mai și până pe 4 iunie, absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale vor susține sesiunea specială a examenului de bacalaureat 2024. Potrivit ordinului de ministru publicat în Monitorul Oficial, perioada de înscriere este cuprinsă între 7 și 10 mai. Primele probe scrise vor avea loc în perioada 21-24 mai, cu examenele la limba și literatura română, matematică sau istorie, proba la alegerea profilului și specializării, respectiv limba maternă pentru elevii din minorități. Ulterior, în data de 27 mai, se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, iar pe 28 mai va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Competențele digitale vor fi Valuate pe 29 mai. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 31 mai până la ora 12, urmând ca în aceeași zi să fie depuse contestațiile între orele 12 și 14. Rezolvarea contestațiilor va avea loc în perioada 31 mai-3 iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 4 iunie. Anul precedent, 263 de olimpici sportivi au participat la această sesiune specială, iar Ministerul Educației a confirmat că 131 de elevi Revi au promovat examenul, înregistrând o rată de reușită de 80,37%.